Vă salut! Azi am zis să dau o tură pe la Smochino, s-a mea, i-a venit și lui rândul. Și surpriza a fost că am găsit deja o smochină. Ia uitați! Deci se vede cum a trecut. E verde undeva până aici. Aici unde schimbă culoarea, e uscat. Și așa am făcut la tot. I-am tăiat începând de la partea uscată. În sus am tăiat de unde începe uscăciunea și restul am lăsat. El deja pleacă de aici frumos. E mult mai vesel față de alții ani când degera până jos în butuc acolo. El e gen tufă, nu are formă anume. Dar m-a surprins că am văzut prima smochină. Deci a trecut mult mai bine față de alții ani. Alții ani e foarte târziu plecat de jos, până creștea, până legau, până... Acum puțină apă să-l forțez, iar vă 2-3 găleți de apă acum. Și sper să fie o producție bunicică anul ăsta. Țin minte într-un an, tot așa o iarnă foarte ușoară, am mâncat smochine, deci chiar nu mai suportam așa, adică nu mai venea să mă erau dulci, erau, a, gata, zi, nu mai. În rest, așa, că să guști. Bobiță, ți-ți plamă smochinele? Dai târcoale pe aici, aștept să coacă, ești bagabă mare. Deja a crescut iarba, trebuie să cobor din pod, să cobor motocoasa, mai știu cu motosapă, mai la motosapă, că mai săpa pe aici pe acolo. Și să mă apuc să dau deja prima tăiere de să merg o mână așa să tai. Să face junglă aici. Tot am zis mâine, Sfântul Gheorghe, Sfântul nu știu care și tot așa. Și iarba crește, nu își vede de treabă. Bobi, stai așa, sfidezi tot. Frumos, cald, și că e vară, în curând o să băgăm apiță la butoi, ne răcorim seara. Cireșul vă calega și el, sunt stropiți. Am stropit, deci în afară de mere, am stropit toți pomii cu calipsul și scoare. Le-am dat la toți și pentru piersic am pus și bravo. Și bravo și, oricum, n-au bășicare, sunt frumoși, sunt... Ăsta l-am curățat bine acolo, i-am dat cu pastă de alcopral. Are el o bolicică acolo, dar cât îi merge, îl las aici. Dar așa sunt frumoși piersicii, au și legat. Haideți să vă arăt câteva plate. Ia uite. Uite plata. Plata. Frumoasă, uite încă una aici. Filip. Frumoasă. Frumoasă și ziua de astăzi, cald, deci că e vară. Ce să vă zic, spor la treabă și mai mult pentru smochina am făcut filmulețul. Că m-a surprins că am văzut-o pe aia micuță acolo când tăiam. Zic, mă, ce-i cu asta, mă? Numai bine.